Bună! Telefoanele mobile ROG Phone au ajuns la cea de-a șaptea generație, iar cu prilejul acestui clip îți voi detalia modelul de top. Noul telefon Republic of Gamers e bazat pe procesorul flagship de la Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 2, cu până la 3,2 GHz, care beneficiază de un sistem de răcire îmbunătățit GameCool 7. Acesta include o cameră de vapori cu un ciclu rapid, care crește eficiența disipării căldurii cu până la 168%. Îi permite astfel lui ROG Phone 7 să ruleze jocuri la viteză maximă și la temperaturi mai mici. Avem de a face cu cel mai puternic telefon de gaming, dar și cu unul foarte eficient din punct de vedere energetic. Platforma mobilă Snapdragon 8 Gen 2 e cu 15% mai rapidă decât generația anterioară, iar în ROG Phone 7 ea este acompaniată de până la 16 GB RAM, LPDDR5X, o stocare de 512 GB UFS 4.0, care e de două ori mai rapidă decât UFS 3.0, și un ecran AMOLED Samsung la 165 Hz. Grație tehnologiei Qualcomm, ROG Phone 7 suportă Ray Tracing Accelerat Hardware. În jocurile suportate vei putea vedea niște reflexii hiperrealiste, în special pe suprafețele de apă și metalice. Toată puterea lui ROG Phone 7 este îmbunătățită și administrată din Armory Crate, care e aplicația în care vei putea controla puterea, răcirea, iluminarea, comenzile Air Trigger și așa mai departe. Versiunea Ultimate vine într-un pachet cu totul special care duce prima pornire la un nivel cu totul nou. Și care include un cooler extern cu și mai multe funcții acum. E vorba de AeroActive Cooler 7 care încorporează acum un subwoofer pentru a oferi un sunet și mai puternic pe 2.1 canale. De asemenea, oferă un stand care îți permite realizarea unui cinematograf portabil și are patru butoane fizice pentru un control de neegalat în gamingul pe mobil. Cu ajutorul acestui accesoriu, temperatura scade cu până la 8 grade pe suprafața tactilă, iar pe spate cu până la 25 de grade. Dar să începem cu telefonul. Seria ROG 7 cântărește 239 de grame, iar culorile disponibile sunt Storm White și Phantom Black. Versiunea Ultimate, aici de față, e disponibilă doar pe alb. Avem un ecran acoperit cu sticlă 2.5D Corning Gorilla Glass Victus, ecran pe care îl voi detalia imediat. Mai întâi vom face o scurtă analiză vizuală. De pildă, rama de sus integrează camera frontală cu un senzor de 32 megapixeli și nu avem noci. Camera optimizează 4 pixeli dintr-unul, rezultând imagini finale de 8 megapixeli. Atât sus cât și jos avem niște fante pentru cele două difuzoare frontale de 12x16 mm cu Dirac HD Sound, care oferă una dintre cele mai bune experiențe audio mobile. Pe muchia stângă avem sertarul pentru cele două simuri nano și interfața de conectare la acest cooler extern, care e formată dintr-un USB-C și doi pini. Pe partea dreaptă avem butonul ON-OFF, controlul pentru volum și, pe extreme, două butoane virtuale Air Trigger. Acestea pot fi configurate pentru controlul tactil în diverse jocuri. Ele pot fi mapate în Armory Crate în diverse moduri, contribuind la un control de plin în gaming atunci când ai telefonul în modul landscape. La bază vom găsi un jack audio pentru căștile cu microfon și un al doilea port USB-C. Per total, pe Muki avem 3 microfoane cu tehnologie de reducere a zgomotului de fond. Spatele e cu mult mai interesant. Avem un sistem foto cu trei camere și un blitz, Camera principală poate filma 8K la 24 de cadre pe secundă. Ea are un senzor de 50 megapixel fiind vorba de Sony IMX766. Mai avem încă una de 13 megapixeli ultra wide și una macro cu senzor de 8 megapixeli. Tot pe spate avem ecranul color pe AMOLED ROG Vision, care îți permite să afișezi mai multe efecte grafice pentru a personaliza și mai mult telefonul. Versiunea simplă are doar un logo ROG iluminat RGB. Aici vorbim de varianta Ultimate. Dacă vrei să pui carcasa Aero din pachet, aceasta e compatibilă atât cu sistemul foto, cât și cu ecranul ROG Vision, dar și cu acest cooler care poate fi montat chiar și cu carcasa Aero. Evident, coolerul extern va masca ecranul Rock Vision însă oferă alte variante de iluminare RGB. Aeroactiv Cooler 7 se montează foarte simplu, se potrivește mai întâi conectorul USB-C și se apasă ca suportul să fixeze ecranul. Butonul On-Off va avea un buton corespondent pe suportul cu ventilator, iar pe partea opusă dispune de un USB-C și un audio jack. Pentru a demonta ventilatorul e suficient să apăsăm un buton de deblocare. Spatele coolerului este iluminat RGB cum spuneam, iar pe partea de sus putem vedea cum se deschide atunci când funcționează un portal aeroactive. Atunci când e activat, eficiența termică a telefonului poate crește cu până la 20%. E o facilitate pe care am văzut-o în premieră pe ROG Phone 6D Ultimate. Această opțiune de răcire suplimentară e în întâlnite doar pe vârful acestei game, anume pe Ultimate. Volumul de aer rece care e tras în interior e de aproape 1 litru pe secundă, efectul de răcire fiind îmbunătățit de aproape 9 ori. Ecranul OLED de pe ROG Phone 7 are o diagonală de 6,78 inch cu un raport de aspect de 20,4 pe 9 iar densitatea este de 395 pixel pe inch. Luminozitatea poate atinge un vârf de 1500 de nits conform testelor Asus. Calitatea display-ului e evidentă. 111% acoperire DCI pe 3, Delta E sub 1 pentru acuratețea culorilor și standardul HDR10+. E un ecran foarte rapid, tactat la 165 de Hz, putând opera și în modurile de 144, 120, 90, sau 60 de Hz, ori pe modul automat care va echilibra răspunsul fluid cu consumul generat de ecran. Rata de eșantionare tactilă e de 720 de Hz, care ne spune de câte ori pe secundă ecranul raportează poziția comenzii tactile. Latența la atingere e de 23 de milisecunde. Repere pentru un gaming fluid cu un răspuns cât se poate de rapid. Oare dacă apeși acum pe butonul de subscribe, în câte milisecunde îi se va schimba culoarea? Dacă ești deja abonat, felicitări, ești deja conectat via YouTube, cu cea mai rapidă tehnologie de gaming. Lăsând gluma în paranteză, vom continua cu informațiile despre ecran. Adaug că integrează și un senzor de amprente care folosește machine learning pentru a-și îmbunătăți performanța pe măsură ce îl vei utiliza. ROG Phone 7 utilizează o baterie MMT cu design dual cu o capacitate totală de 6000 mAh și vine în pachet cu un adaptor HyperCharge de 65W cu suport Quick Charge 5.0. Bateria se poate încărca de de la zero. la 100% în numai 42 de minute. Cu alte cuvinte, în 10 minute ai încărcat-o deja de la 0 la o treime din capacitate și am testat acest lucru folosind portul USB-C de pe muchia laterală. Acesta diferă de cel de la bază și voi detalia cum. Pe lateral avem un port USB 3.1 Gen 2 cu display DisplayPort 1.4, adică oferă ieșire video 4K cu Fast Charging. Știe Quick Charge 3.0, Quick Charge 5.0 și oferă Power Delivery 3.0 și Direct Charge. Portul de lângă gecul audio este USB 2.0 și știe și el Fast Charging, dar numai Quick Charge 3.0. În încheiere îți mai spun că sistemul de operare de pe ROG Phone 7 e Android 13 cu ROG UI și Zen UI, ASUS urmând să ofere două update-uri majore și 4 ani de update-uri de securitate. ROG Phone 7 este pregătit pentru Wi-Fi 7 802.11 BE, care oferă canale cu o lățime de până la 320 MHz, iar funcționarea în regim multilink înseamnă că jucătorii se pot conecta la diferite benzi de frecvență în același timp. Pentru moment, cam atât despre ROG Phone 7 Ultimate, vârful gamei lansate pe 13 aprilie 2023. Îl vom aprofunda și noi în perioada următoare, iar dacă ai întrebări despre el, vom răspunde prin comentarii. Dacă ești abonat, activează notificările pentru următoarea întâlnire aici pe canal. Game on! Oriunde, oricând, dar nu oricum.